Bună seara, dacă am permis o întrebare. Cristian Andrei, sunt de la Hot News. Știu. Okay, bună seara, domnule. Am văzut că aveați venit cu o mașină BMW X6 seria M. Da. Va aparține dumneavoastră? Este o mașină care aparține unei companii, unei companii la care sunt acționar. Anemona? Anemona Clinical Services. Ok, este singura mașină de acest tip care a fost cumpărată? Nu, sunt două mașini cumpărate în leasing. Ok. Aveți un apartament la Mamaia, cumpărat tot pe firma? Da, am. Și unul la Sinaia, cumpărat? Exact. Când le-ați cumpărat, dacă ne puteți spune, că ele nu apar în declarația de avere, este nu normal. Nu apar în declarația de avere. Pentru că nu aveți voie să ne obligatoriu să declarați. Nu, domnul da. Meu. Ele sunt activele unei societăți comerciale care nu se declară în declarația de avere. Nu mai dar le folosiți dumneavoastră? Nu mai insistați, sunt și închiriate. Aveți și două Mercedes GLE? Nu, le-am vândut. Aveți pe amândouă? Unul singur am vândut, unul e în vânzare. GLE și G-ul? Poftim? Și Mercedes G? Nu, la revedere. La revedere.